actualul cod al muncii este ea un experiment juridic și vreau să rămână foarte clar statuat ca să înțelegeți că văd că zic unii, inclusiv premierul Boc, n-a priceput nimic. Venea și spunea, că dom'le, dar voi sunteți 70% asemănători cu ce am scris noi. Păi normal. Pentru că noi am preluat codul muncii, negociat de tine, guvernul Boc, cu sindicatele și cu patronatele, pe care ați picat de acord într-o comisie comună de negociere. Ați semnat că sunteți de acord și după aia ați introdus în Parlament, pe răspundere parlamentară pe această chestiune, altă variantă, un pic modificată în părțile esențiale față de varianta cu care ați convenit cu asociațiile patronale. Întrebare, dacă mâine, că știți de ce este, vă spun că este experiment juridic, au nevoie să dea bugetarea afară. Au constatat că pierd procesele pe bandă rulantă. În loc să negocieze, și știți de ce le pierd, că n-au negociat cu sindicatul. Comisii paritare, sindicate, conducere, patronat, în cazul ăsta statul, stabilești care sunt condițiile în care dai afară și nu mai poți salvezi pe nimeni. Deci în acele condiții nu mai ai cum să mai salvezi. Pic un om de al tău sau pic altul care îl dușmănești tu, dar nu mai contează. Aia îi dai afară. Nu. Ei vor să dea afară fără niciun fel de implicare a mișcării sindicale și o să vă treziți și uite trăim, noi suntem, ne mai întâlnim la conferințe de presă și o să vă treziți că după ce îi dă afară în masă, încep să angajeze după 3-4 luni de zile și nu ne obligă legea să angajăm pe aceiași care i-am dat afară. Deci când ai avut o variantă propusă de sindicate și patronate, de ce n-ai acceptat-o pe aia? Că tu ai negociat-o guvernul cu ei. Aveai nevoie să dai afară. Bun. Este exact același lucru. Am făcut o lege a salarizării ca să putem să reducem salarii. Am făcut o lege a pensiilor ca să putem să reducem pensiile. Acum dăm un cod al muncii ca să putem să dăm afară. Bine. Dacă asta înseamnă a guverna în România, asta, din punctul meu de vedere, exact a privit doar până la voi funasului, așa.